La aproape 60 de ani, domnul Gheorghe Briceag putea să stea liniștit la el acasă în comuna Cândești din județul Dâmbovița. Cu toate astea, de ani de zile el vine cu ginerele la Drobeta Turnul Severin să-și vândă marfa. Păi nu e greu, că aici așa parcă e lumea mai bună față de la noi. Și la București. E toate scumpe, nu se poate mai te duci cu mere la București, că te taxează foarte mult. Da, da. Da. Te taxează foarte mult, nu iei pe mere. Când plătești arabă, când tardori, toate astea. În Dâmbovița și Cornel Tolea are livez nesfârșite și doi copii mici. Din Severin le duce dorul, dar merită, spune el. Plătește 10 lei pe noapte chiria pentru un apartament și ajunge în piață în 5 minute. Se alege la sfârșitul fiecărei luni cu cel puțin 1000 de lei în portofel. De 20 de ani venim în piața asta și totul este acoperit. Și facem treaba aici. Sunt prețurile mai mici și facem bine încă de cât. Câte ceva, din toate. Fenomenul ia amploare în piețele din Drobeta Turnul Severin. Doamna Cristea a venit și ea cu familia în Mehedinț ca să vândă mere. S-a obișnuit cu traiul în Drobeta Turnul Severin, chiar dacă nu ajunge acasă și câteva luni pe an. Ne-am obișnuit și clienții cu noi și noi cu clienții ne-am obișnuit. Sunteți mai aproape de București? Foarte aproape de București. Acolo toată lumea cu ce mijloc de transportare micuț merge în capitală, că suntem aproape. Aici, fiind distanța mare, nu permite la fiecare să vină. Pentru o masă în piață, agricultorii nu plătesc foarte mult, mai ales că produsele lor stau la adăpost și nu se deteriorează. În Piața Mircea, producătorii au un tarif separat față de societățile comerciale. Un producător în Piața Mircea achită pe lună 2.370.000 pe masa pe care își desfășoară activitatea, adică comercializează produsele respective. Iar o societate comercială 3.040.000 cu abonamentul de 120.000 pe lună.